Slăvit și binecuvântat să fie numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră aici și să slujim lui Dumnezeu împreună. Sunt multe legături duhovnicești care ne leagă. Prima este legătura desăvârșirii, dragostea lui Hristos care ne strânge. Și spuneam fratelui Mihai, am un gând mereu în minte, și momente bune ale slujirii și momente grele. Eram tinerel și am fost la o căsătorie în Austria. Am fost cu soția și cu un grup din biserică. Acolo, Domnul mi-a vorbit printr-un vas de lucru de aici, din biserica dumneavoastră. O soră vas de lucru s-a uitat printre tineri și a spus soției prezbiterului, prezbiter din altă biserică din zonă, a zis, cine e tinerelul acela? Zis, un băiat de la noi la biserică, un frate. Domnul mi-a arătat că el este rânduit să fie păstorul bisericii, din biserica unde face parte. Acum și eu am zâmbit când am auzit. Dar după mai mulți ani, doi prezbiteri și trei diaconi din biserica noastră m-au luat din adunare și m-au pus conducător de adunare. Ei, cu voința lor și a păstorului, m-au pus conducător de adunare. Când am dat de greu și de probleme, mi-am dat demisia. Și în ziua în care mi-am dat demisia și zilele următoare mi-a răsunat mereu în minte, el este rânduit să fie păstorul bisericii. Eu eram conducător, nici ordinat diacon măcar. Și după câteva săptămâni am revenit și mi-am dat din nou demisia. Și am spus, Doamne, mie nu trebuie să-mi spui de multe ori, știu că mi-ai vorbit odată, dar dacă mai îmi spui încă o dată, nu mă mai retrag niciodată din slujbă, promit asta. Și m-am dus, aveam o seară de rugăciune, cum aveți dumneavoastră, și m-am așezat așa undeva în adunare. Și nici n-a început bine slujba, ne-am pus pe genunchi, a venit un vas de lucru de la Cluj, nu, nici acum nu știu exact cum îl cheamă, el nu mă știa, și o zis, bărbatule care ești acolo, de ce nu vrei să stai în bătaia vântului, pentru că eu te-am rânduit pentru slujbă. Rămâi unde te-am pus. Și am spus, Doamne, îți mulțumesc. Și îmi răsun aceste două proroci în minte mereu și mereu. Și mulțumesc Domnului că prin cuvântul Lui care are putere, ne îndeamnă, ne sfătuiește, ne întărește inimile în credință și ne ajută să mergem înainte și să slujim cu credincioșie. Domnul să ne ajute până la sfârșit. Un cuvânt de referință pentru noi în seara aceasta, din Epistola către Efeseni, capitolul 4, de la versetul 11, spune Pavel, și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șetenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Domnul să ne ajute! Versetul 14 vorbește despre oameni amăgitori în viclenia lor, despre și retenia lor în mijloacele de amăgire. Pavel spune lui Tit, în 1:10, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori, și în 2 Timotei 3:13 vorbește el despre oamenii răi și înșelători care vor merge din rău în mai rău. Îi vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Dar Pavel spune mai departe, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care
Ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Vreau să punctez în seara aceasta și apoi să ne rugăm despre mijloacele de amăgire, despre strategia de amăgire din întuneric. În strategia aceasta se urmărește să lupți nepregătit, să slujești împărțit și să fii oprit. Să lupți nepregătit, oricum, dragul meu, ești în luptă, pregătit sau nepregătit. Și Apostolul Petru spune, împotriviți-vă lui, diavolului, tari în credință, că el dă târcoale, răgnește ca un leu, caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință. Vă scriu tinerilor, zice Ioan, pentru că voi sunteți tari și ați birui pe cel rău și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. La nivelul credinței se dă lupta, vom vedea. Și pentru aceasta, doi factori contribuie la întărirea credinței noastre, rugăciunea și cuvântul lui Dumnezeu. Vă spun lucruri cunoscute, simple, dar sunt lucruri foarte importante. Vreau să vi le aduc aminte și noi să stăruim înaintea lui Dumnezeu ca să fim biruitori. În Efeseni 4:27 spune Pavel, să nu dați prilej diavolului. Lupta noastră este împotriva celui rău, spunea Pavel într-o împrejurare în 2 Corinteni 7:5, din afară lupte. Dar uneori sunt și dinăuntru lupte și luptăm cu noi înșine, cu firea pământească. 1 Petru 2:11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii care se războiesc cu sufletul. Și lupta noastră este pe trei fronturi, cu firea noastră, oamenii nesupuși, flecari, amăgitori, în șiretelnia lor, prin mijloacele de amăgire, care vor să aducă așa, zice, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, ca și copii când se dau cu hinta, avansare zero, că asta vrea diavolul, să ne oprească, vom vedea în ultima parte, să batem pasul pe loc, să rămânem la granița cu Canaanul, ca și izraeliții. Cu ce i-au oprit pe ei? Cu un mesaj. 10 iscoade au venit cu un mesaj și cu mesajul acela au înmuiat inima poporului și i-au oprit pe loc. Și Domnul a zis prin Iosua și Caleb, hai să mergem, cucerim țara, Domnul ne-o dă în stăpânire și nu-i problemă de copiii lui Anac. Și i-au zis, nu mergem. Să lupți nepregătit. În 1 Corinteni 14:8 spune Pavel, dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? De aceea trebuie să ne rugăm ca trâmbița, prin cuvânt, prin prorocie, prin îndemnuri care se dau, să dea un sunet deslușit. Cum poți să fii nepregătit în luptă? Neatent, de exemplu? Luca 21:36 spune Mântuitorul, vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Și spune Pavel în Efeseni, capitolul 6, versetul 14, stați gata dar având. Adică fiind echipat, cum poți să fii nepregătit, neechipat, neînarmat? Să ne dezbrăcăm, spune omului Dumnezeu, de faptele firii pământești și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. 2 Corinteni 10:14, căci armele cu care luptăm noi sunt puternice, întărite de Dumnezeu, în stare să surpe întărit cu patru. Mă scuz, poate am greșit. 2 Corinteni 10:4. Armele acestea pe care Dumnezeu ne le dă și cu care noi trebuie să luptăm nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Și versetul 5, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Mântuitorul s-a uitat din cer și a văzut împărați și regi și savanți și alte categorii sociale și a spus, tată, mă duc rob, mă duc la iesle, îmi întind mâinile pe cruce pentru ei. Gândul acesta, dar să ne suflețească, el s-a supus dreptului judecător
Știm că Dumnezeu este Cel care dă biruința și după 3 ore de luptă, într-o zi 3 ore de luptă în rugăciune, a început lupta cu cel rău. Și au venit oamenii și Petru a scos sabia. L-a lăsat fără ureche pe unul, nu? Cine a biruit? Petru? Cu sabia? A biruit Mântuitorul cu rugăciune. Cu rugăciune stăruitoare înaintea Domnului. Spune cuvântul 1 Ioan 5:4, ceea ce câștigă biruința noastră asupra lumii este credința noastră. Noi trebuie să fim tari în credință și trebuie să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea o măsură mai mare de credință. Roman 14 arată că fiecare slujește după măsura credinței lui, și prorocul, și cine are darul vindecării, darul minunilor. Dar să nu ne limităm la o măsură mai mică de credință. Credința vine în urma auzirii cuvântului, spune Roman 10:17. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne apropiem la altar cu rugăciuni stăruitoare. Domnul nu pretinde să avem credință de la noi. Credința nu se moștenește și nu se transmite de la om la om, că am face o bandă rulantă aici și poate de aici până afară am reușit să rezolvăm ceva. Nu, credința este darul lui Dumnezeu. Și spune Biblia că suntem mântuiți prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și credința este darul lui Dumnezeu. O primim de la Dumnezeu când stăruim în rugăciune. Rugăciunea pentru masă e simplă și scurtă. Doamne, îți mulțumim de hrana aceasta, te rugăm să o binecuvintezi. Alții se roagă mai mult. Eu pe unii lasă să roage și mă apuc să mănânc, că n-am timp. Acum, mă grăbesc câteodată. Dar și când îi destăruit în rugăciune, să ne facem timp să stăruim, nu atunci în momentul de stăruință pentru mâncare, dar pentru luptă trebuie să fim bine pregătiți și spune să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul, că lupta nu se încheie decât atunci când ne cântă frații precum trec stelele strălucitoare. Atunci se încheie lupta. Atunci, că diavolul ar vrea chiar pe ultima perioadă a vieții să te lovească, să te doboare, să-ți ia premiul alergării, să-ți pierzi răbdarea pe drum ca izraeliții, să nu mai ai încredere în Dumnezeu, să nu mai stai la locul unde este așezat. Eram la o seară de rugăciune la noi și am zis, poate că unii sunt așa mai reținuți, hai să facem o stăruință și acasă. Și am făcut acasă la prezbiter. Prezbiterul nostru, fratele în vârstă, frate, matale, ai acolo un salon mare, ne primești la stăruință? O zis, pe toți vă primesc, haideți. Și am avut un vas de lucru și a început să se dea descoperiri. Și se duce vasul de lucru la un proroc de la noi, de la biserică. Nici unul nu-l cunoștea pe celălalt, nici celălalt pe cel care a venit. Și zice, te-am pus să fii străjer, să transmit mesajul meu. Vezi, poate nu te găsesc unde te-am așezat. Pă fratele ăsta nu mai prorocea de o perioadă. Nu, s-a descurajat omul, nu știu de la ce. Vezi, poate nu te găsesc unde te-am așezat. Și încă ceva. Vine la mine și zice vasul de lucru, o zis Domnul că pe tânăra aceea, sora aceea, o botează prima în seara aceasta să meargă la mărturisire. Și zic, nu vrei să mergi? Uite, fratele prezbiter, mă duc. Ascultați-mă, când s-a întors de la mărturisire, din mers a fost botezată cu Duhul Sfânt. Din mers, așa, întorcându-se, a venit puterea Domnului peste ea, căci gura Domnului a vorbit. Îmi place un cuvânt pe care îl spune 2 Împărați 3:12, Iosafat îl spune despre Elisei. Iosafat a zis către Ioram. Uitați, cuvântul Domnului este cu el. Cuvântul Domnului este cu el. Avem în biserică un frate, aproape 70 de ani are. Și când este tip mai mult, îl pun să spună câte un capitol. Și aseară a spus un capitol. Și cam în fiecare joi spune, mai spune și duminica. Și într-o zi l-am întrebat. Frate Viorel,
Câte capitole știi pe de rost? Câte m-a ajutat Domnul să învăț? El și predică Evanghelia și bine vorbește din cuvânt, slavă Domnului. Zic, știi 10? Da, cu ajutorul Domnului. Știi 20? Știu 20 cu ajutorul Domnului. Dar știi 30 de capitole? Da. Auzi, știi 50 de capitole pe de rost? Da, și-o dat să plece. Auzi, numai o întrebare, 60 știi? Și-o zis da. Și nu l-a mai întrebat. Că deja mi-era teamă că mă descurajez eu și mă las de predică. Cum să predici fără să știi cuvântul? Cum să lupți fără să ai cuvântul în inima ta, la îndemâna ta? Mântuitorul a spus în lupta directă cu diavolul că uneori direct așa, corp la corp trebuie să lupți. Este scris. Domnul a biruit cunoscând cuvântul și folosindu-l. Știți că diavolul o cita greșit din Psalmul 90, dar Mântuitorul știa bine Psalmul 90. Slăvit să fie numele Domnului. Trebuie să știm cuvântul. Odată am asistat la o discuție, un frate o întreba pe o soră, îs din alte biserici, amândoi, nu de la noi, și zice, auzi, la voi din Psalm să mai predic așa? Da, că zice, am văzut că din Psalm nu prea se predică în adunări. Ba, și din Psalm 151, da, zice. Dar s-o predica de mai multe ori sau numai o dată din Psalm 151? De câteva ori, eu zis. La dumneavoastră nu se predică, așa-i? Din Psalm 151. Este câte un frate, zice, vine la amvon și zice, fraților, n-am știut că o să trec astăzi pe aici, nu m-am pregătit, n-am știut că o să fiu pus la cuvânt, nici nu m-am gândit ce voi zice, nici acum nu știu ce o să zic. Zi-l pe amin. Zi-l pe amin, că e de folos. Ne ajută și pe noi ca să nu pierdem timpul. Le-am spus tinerilor de la noi care încep să slujească, vestind cuvântul și noi ne bucurăm de ei. Ascultați-mă, stimații mei tineri, cu povești nu-i lămurim pe oameni. Am încercat și eu. Nu. Dar cuvântul are putere. Săptămâna trecută, luni seara, am fost la Râmnicu Vâlcea. Undeva seara am stat la masă, un om din lume, om de afaceri, nu pus câteva întrebări, că asta înseamnă Domnul să deschidă ușa de cuvânt, să te întrebe ei, sau să spui tu și ei să accepte. Zice, auzi, chiar am vrut să vă întreb ceva. Și am spus doar câteva versete. Nici multe explicații. După câteva zile, omul acesta venit din București acolo, se duce la Deva și cineva de acolo îmi spune, uite, m-am întâlnit, știa câteva versete. Le avea și notate și mi le-a zis și mie, tot om din lume. Zic, vezi ce putere are cuvântul? Este viu și lucrător. Lucrează și noi. Doamne, întărește-ne prin cuvântul Tău. Ajută-ne să cercetăm cuvântul. Ioan 5:39, cercetați Scripturile, pentru că voi vreți viața veșnică, a spus Mântuitorul, fără mine. Dar uitați, voi cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar nu se poate fără mine. Tocmai ele mărturisesc despre mine, pentru că în cuvânt este puterea Mântuitorului. Cuvântul este Logosul întrupat. Și are putere prin cuvânt, Domnul, să lucreze în noi. Să nu lăsăm deoparte cuvântul. Deci, la nivelul credinței este lupta noastră. O influență are cuvântul și o influență are rugăciunea. 1 Timotei 4:13, până vin, o zis Pavel, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. La învățătura pe care o dai altora. Dragii mei, știți cum are loc ațipirea la volan? Nu-i dintr-o dată. Dacă nu știți, întrebați-mă pe mine. Numai că nu m-a lăsat Dumnezeu numai vreo 3 secunde, până am trecut pe partea opusă și am revenit. Mulțumesc Domnului. Nu adorm dintr-o dată. Așa, totul e bine și dintr-o dată ai adormit. Nu.
La un moment dat se pare că nu mai ești pe drum, că ești pe canapea. Și ți se pare așa, ești de lejer, de confortabil, ți se duce gândul în altă parte, se face o confuzie. Mă înțelegeți? Și rezultatul, șanțul, pomul, altceva. Acelui ce poate să vă păzească de orice cădere. Păi dacă Domnul ne poate păzi de orice cădere, nu pe El trebuie să rugăm frumos și stăruitor să ne țină? Să ne susțină? Să ne conducă? Să ne păzească de puterea întunericului? Domnul poate să facă lucrul acesta. Slăvit să fie Domnul! De aceea Pavel spune, 2 Timotei 4:7, am luptat lupta cea bună, am păzit credința. Știți că în 1 Timotei 1:19 spune Pavel, păstrează credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Uitați unde vrea să ne atace diavolul. 2 Corinteni 11:3, dar mă tem ca după cum șarpele a măgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Dacă intervine întinarea, atenție, eu nu cred în căderi spontane. Nu știu, un păstor, un proroc, un cântăreț, un pianist, nu știu, au căzut dintr-o dată în păcat și am auzit. Nu cred în căderi spontane. Și-a pierdut controlul la nivelul privirii, la nivelul gândirii, a persistat, a rămas în starea asta și diavolul nu se grăbește. Atunci când ai slăbit-o cu rugăciunea, e posibil să fie mică puterea în ziua ispitirii și să fii biruit. Atunci când nu ești sincer, atunci când a venit întinarea despre care am citit, mă tem ca șarpele să nu vă amăgească de la curăția față de Hristos și credincioșia, adică statornicia noastră înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul a spus în Matei 26, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Vechea și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Despre Mântuitorul spune în Evrei 5:7, El este acela care în zilele de pe pământ, vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce are putere și putea și pe Domnul să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Dragii mei, dorim să stăm înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune. Rugăciunea face parte din lupta spirituală, din echipament, din armament. Acolo în Efeseni 6, după ce se arată cu coiful mântuirii, cu platoșa neprihănirii, scutul credinții, sabia Duhului, încălțați cu râvna Evangheliei, după toate acestea, știți ce urmează? Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni. Face parte din armură. Întrebarea lui Dumnezeu pentru noi este aceasta: ai rămas în picioare? Dacă în Efeseni 6 se spune împotriva duhurilor, noi nu împotriva oamenilor avem de luptat, împotriva duhurilor, împotriva căpeteniilor, stăpânitorilor, stăpânirilor, căpeteniilor, duhurilor răutății din locurile cerești, ai sesizat împotrivirea sau mergi în aceeași direcție cu lumea? Ai vrea să duci lupta aceasta a credinței? Spune Iuda în versetul 2. Am vrut să vă scriu despre mântuirea de obște, dar m-am văzut silit să vă scriu despre credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Merg lucrătorii la oameni care sunt bolnavi. Crezi că Domnul te vindecă? Dacă
Când am fost pus în slujbă, am plecat cu prezbiterul bisericii noastre în vizită prin familie și l-am lăsat pe el să vorbească. Eu nu aveam nici autoritate, nici prea multă înțelepciune, nici prea multă descoperire și zic, mai învăț câte ceva de la el. Și am văzut ceva. Când intra, deci zicea, frate, ai nădejdea mântuirii. Crezi că Domnul te mântuiește, crezi? Dacă zicea, cred, zice, aici nu stă mult. Dacă zicea, Domnul știe, nu zice, aici zăbovim un pic. Crezi că Domnul te vindecă? Întrebam pe fratele Simionuc, frate, scrie acolo, dacă e cineva bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage cu el, rugăciunea făcută cu credință, cine trebuie să creadă? Prezbiterii sau bolnavul? O zis, frate Corneliu, eu eram tinerel, îl duceam cu mașina prin Valea Jiului, pe la biserici, pe la frați, și îl mai întrebam câte ceva. Zice, frate Corneliu, dacă cel bolnav nu crede, să se roage până primește credința și dacă prezbiterii nu cred, să stea acasă. Să lase pe alții care cred. Trebuie și unii și alții să creadă, să poată avea loc lucrarea. Nu? Cum luptăm noi în rugăciune? Spunem Psalmul 89, versetul 43, nu l-ai sprijinit în luptă. Știți ce spunea la un moment dat Rabșache către Ezechia? Spune în 2 Cronici acolo și în Împărați, auzi Ezechia, pentru război trebuie chipzuință și putere. Așa este, așa este. Numai că ei n-aveau nici chipzuință, nici putere, fiindcă puterea era la Dumnezeu și un înger al Domnului într-o noapte, 185.000, i-a trecut la servicii funerare. Domnul are putere să intervină și ne dă și nouă putere și numele Lui suntem mai mult decât biruitori. Și Ezechia a știut asta. Bine o zis Sanherib, pe care l-a trimis pe Rabșache, pentru război trebuie chipzuință și putere. Puterea o dă Dumnezeu când stăruim în rugăciune. Și acum ne vom ruga pentru aceasta. La nivelul credinței avem nevoie de o măsură mai mare de credință. Că dacă nu vine amăgirea și dezamăgirea, dacă nu vine amărăciunea și deznădejdea și te lași de ucenicie, te lași de a cânta. Eram tinerel și cântam la chitară în biserică și atunci învățam, nu prea știam acordurile, nu prea avea cine să-mi arate că unul n-avea timp, altul că el nu se pricepe să învețe pe alții și la altul i-a fost teamă să nu iau chitara lui. Și într-o zi am găsit un bilet în buzunar acasă. Am luat un bilet din buzunar și am citit. Până când așa strident, lasă chitara jos. N-am lăsat-o nici acum, o am lângă amvon acolo. Și am zis, când cineva se găsește să cânte la chitară mai bine decât mine, eu dau lui. Da, poate să cânte oricine cu ea. Și eu nu știu cel mai bine, dar nu m-am lăsat. Nu m-am lăsat, am zis, nu nimic. Asta pe mine mă va motiva să nu o las jos. Uite, sunt încăpățânat. Și am rămas să slujesc mai departe prin puterea lui Dumnezeu. Știți de ce? Că în spatele meu erau părinții care se rugau. Și eu am învățat rugăciunea de la ei și de la lucrători și de la frați în adunare și m-am dus la rugăciune. Ascultați-mă, a fost o descoperire la noi. Nu-i de zidire, dar de atenționare. Iată că diavolul și-a fixat un număr din fanfară, din copii, să-i ducă în lume. Să cere rugăciune și post. Mă, nici n-am prea luat în seamă lucrarea. Știi, mi-o ținut atunci o vreme și am uitat și asta. Exact numărul care s-a spus, acum, după 10 ani, într-o zi cu tinerii bisericii, am făcut o remember. Hai să-i trecem cu numele. Cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Îi trecem pe o listă. Sunt tineri plecați, copii ai fraților plecați în lume. Îi punem pe amvon să-i întoarcă Domnul. Și când ne-am uitat la număr, ne-am adus aminte de lucrare. Știți ce am constatat? Cine a plecat în lume? Copii, tineri, care nu se rugau în adunare, se uitau pe pereți,
Să uitau să-și acordeze instrumentele sau să le șlefuiască sau să le ungă. Părinții lor nu se roagă și nu se rugau și nu sunt oameni rugăciunii care să stăruie să spună: Doamne, lucrarea aia a fost și pentru familia noastră, s-ar putea copilul meu din fanfară să plece în lume. Și mai greu să strigi să fie scos și mai greu să fie recuperat decât ținut și menținut acolo. Că spune Biblia că duhul cel rău se duce, că omul e liberat și când se întoarce găsește casa curată, măturată, luminată, dar goală, goală. Și mai ia 7 duhuri mai rele decât el, poate și mai tari, și începe lupta. Și dacă nu-i rugăciune, și dacă nu-i cuvântul din Iacov 1:21, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Eram tânăr și am întrebat păstorul bisericii: frate, aveți cu ce merge la conferință? Erau puține mașini în adunare. Zice: păi vreau să vă duc cu mașina la conferință. Oh, foarte bine, l-am dus cu mașina. Acolo am stat de vorbă cu un alt păstor din comunitatea noastră și am zis: frate, pot să vă întreb ceva? Nu mă știa, nu știam nicio, dar nu s-a supărat omul de întrebare. Frate, vreau să vă întreb ceva. Eu aș vrea să recit poezii. Îmi place tare să recit poezii. Nu știu, n-am nici dicție, nici stil, n-am nici memorie să le învăț. Cum să fac? Și-a avut un cuvânt profetic. Roagă-te Domnului insistent să-ți dea memorie, să înveți versetele și apucă-te de predică. Și-am plecat și-am zis: dar stai că nu o zis nimic de poezii. Nu, zic, lasă că dacă o să vrea Domnul să recit și poezii, o să-mi dea un mesaj profetic și pentru asta și o să-mi dea și memorie. Stai la îndemâna lui Dumnezeu, luând cuvântul în inimă, meditând la el cu rugăciune și să spui: Doamne, sunt la dispoziția ta, prelucrează-mă, sfințește-mă prin cuvântul tău, întărește-mă prin Duhul tău cel sfânt. Vom veni înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune. El poate să ne păzească de orice fel de cădere. El poate să aducă în viața noastră, prin cuvânt, prin Duhul Sfânt, puterea credinței, să ne împotrivim în ziua cea rea și să rămânem în picioare și să luptăm până la sfârșit. Ca să nu ne pierdem încrederea în Dumnezeu și nădejdea mântuirii și să nu ne pierdem premiul alergării. Ne plecăm la rugăciune, ne rugăm pentru noi, familiile noastre, ne rugăm pentru lucrători, ne rugăm pentru cei ce slujesc, ne rugăm pentru tot poporul. A stat de vorbă cu un frate lucrător și a zis: vezi, poate stai de vorbă și cu pianistul nostru, că mai șchiopătează și el și dacă tu ești cu clapele, poate mai ușor îl abordezi, că îi zici ceva întâi de note și faci cumva legătura. Și m-am dus și a zis: ce faci, merge bine? Da, zice, mai ales cu, acum avem o orgă nouă aici, merge foarte bine. Dar cu împărtășirea, cum îi merge bine? Te-ai împărtășit? Nu vă zic de câți ani nu se împărtășise, că n-aș vrea să plecați acasă înainte de rugăciune. Și am zis: nu te-ai împărtășit? Nu m-am împărtășit. Păi de ce? Păi, nu știu ce se întâmplă. Nu știu, frate, noi suntem mai slabi, nu avem putere, că frații când se roagă în adunări, încep cu lucrătorii, cu comitetul, cu... Și când se ajungă la pianist, se încheie rugăciunea, au zis. Pentru noi nu se mai roagă nimeni. Dar tu te rogi așa insistent. Păi n-ai putere că nu te-ai împărtășit. Împărtășirea aduce putere. Cuvântul aduce putere, împărtășirea aduce putere. Știți că și de prorocii spune cuvântul lui Dumnezeu, 1 Timotei 1:18, prorociile care au fost date prin ele să te lupți lupta cea bună. Da? Prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Dacă Dumnezeu mi-a o zis odată despre mine, o trebuie pentru mine să mai zic odată: stai în spărtură, stai în bătaia vântului, te-am așezat să slujești, să fii căpetenia poporului. Spunea fratele Ciprian și a citat din Ezechiel: caut un om care să stea în spărtură, dar nu doar să stea, spune acolo, să înalți un zid, să-și facă datoria,
să anunțe ca un străjer binecuvântat când vine pericolul, să delimiteze binele de rău, să nu amestece lucrurile, să nu dea voie ca prin spărtura aceea pe care o face diavolul într-o parte sau alta. El se așează unde e spărtura, vede că vine un curent, se așează în spărtură, vede că vine o cântare nepotrivită, se așează în spărtură, că și printr-o cântare poți să fii dus în eroare. Că unele și agramate, dar altele nici n-au un mesaj duhovnicesc și te duc în eroare. Și stă în spărtură, fraților, aveți grijă că nu-i bună cântarea, aveți grijă că învățătura asta nu-i bună, aveți grijă că nu v-ați împărtășit, hai, n-ai vrea să te împărtășești. Duminică am avut împărtășirea, sâmbătă, mai m-am întâlnit pe stradă, m-am întâlnit cu o soră, ceva soră, pacea Domnului, mâine ne vedem la împărtășire cu ajutorul Domnului. Nu, cred că nu sunt pregătită. Păi, dar până mâine te pregătești. Nu există imposibil. Păi ce piedici așa mari ai de străbă câte un an să te pregătești? Până mâine te pregătești, nu se poate. Am avut împărtășirea și duminică la miaz, întreb pe o frate, zic, pace, ce mai faci, cum ești? Oh, bine, slavă Domnului, dar n-ai reușit să te împărtășești. Azi nu, dar zic, vezi că am oprit cina, până de seară poți rezolva problemele și te împărtășești. Slavă Domnului că s-o împărtăși seara. Dar cum? Dar spune cuvântul și vom preciza după aceea. Partea a doua, o să mergem pe linia cealaltă, cu a doua precizare. Ascultați-mă, iată postul plăcut mie. Desleagă lanțurile răutății, rupe orice fel de jug, dă drumul celor asupriți. Și este un verset mai încolo, hai că-l citim după rugăciune, dacă lui te rog să-l afișezi, în Isaia 5:8, zice, și slava Domnului te va însoți. Dorim slava lui Dumnezeu să fie în adunarea noastră, să fie în familiile noastre, să fie pe drumul nostru în călătoria înspre Canaan, să nu mergem fără Dumnezeu. Moise a zis, nu Doamne, nu cu îngerul, nu, cu tine, dacă nu vii tu însuți cu noi, nu plecăm de aici, stăm aici până vii cu noi, vrem să fim însoțiți de Dumnezeu și prin slava lui Dumnezeu se va arăta puterea lui chiar în slăbiciunile noastre, atunci când suntem obosiți că ne-am ostenit, atunci când suntem dezamăgiți că oamenii sunt tot oameni, atunci intervine Domnul cu mâna lui și ne ridică, ne întărește, ne călăuzește pașii. Când îi plac Domnului căile cuiva, spune cuvântul, îi face prieten și pe dușmani. Slăvit să fie Domnul. Are putere Domnul de biruință și a dovedit puterea. El este cel viteaz, cel atotputernic. Binecuvântat să fie numele Lui. Înaintea Lui ne închinăm acum și rugăm stăruitor. Amin. 18, versetul 34 spune, Domnul, El îmi deprinde mâinile la luptă. Trebuie să fim aproape de Domnul, să cerem călăuzire, că Domnul ne învață, ne arată cum să luptăm. Uneori, în lupta noastră, trebuie să tăcem. Spune Psalmul 39, de la primul verset, ziceam, voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. În Isaia 58 vorbeam despre însoțirea lui Dumnezeu, versetul 8, partea a doua, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Versetul 13, partea a doua, dacă îl vei sfinți pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Strategia de amăgire din întuneric este să lupți nepregătit. 2. Să slujești împărțit. Diavolul știe că procentul acela care lipsește din consacrarea pentru Dumnezeu îi aparține. Și că două aspecte, două lucruri, Dumnezeu nu le poate vedea, nu le acceptă și se mânie. 1. El împarte cu noi toate lucrurile.
Spune Biblia că El ne dă toate lucrurile din belșug, să ne bucurăm de ele, ne facem moștenitori ai împărăției, în afară de slavă. Slava nu împarte cu nimeni. Ori aici ar încerca puterea întunericului, influența omenească uneori, firea pământească, să ne determine să amestecăm lucrurile, să ne mai atribuim și nouă ceva fărâmă de slavă. Că doar prin cine o vorbi, Domnul, doar nu cumva să greșesc gama, că țin la imagine. Slava mea nu voi da altuia, a spus Dumnezeu. Și încă un aspect. Dumnezeu nu poate să vadă slujirea duplicitară. Să slujești lui Dumnezeu recitând poezii, dar să mai spui și câte o glumă proastă, câte un banc sec, nu? Să cânți cântările Sionului, dar să mai asculți și altceva. Chiar dacă nu cânți, dar nu mă afredonezi, poate în minte. Spunea dirijorul de fanfară, zice, a venit soția mea, s-a dus cu microbuzul, transport în comun, până la Deva și înapoi, Petroșan Deva, Deva Petroșani, s-a nimerit cu aceeași mașină, același șofer, aceeași melodie pe care o... și s-a trezit la rântaș că o fredona în minte. Se spune că de 22 de ori trebuie să asculți o melodie și o să te stăpânească. Pentru unii nu trebuie de 22 de ori. Este o influență în ce privește slujirea, ca să intervină duplicitarismul. Să încerci să mergi pe două căi. În Apocalipsa 2:14 arată cuvântul că pergamiții, da, au luat învățătura lui Balaam. Tu ai acolo și eu am împotriva ta, că tu ai acolo niște oameni care se țin de învățătura lui Balaam. Balaam a avut probleme la învățătură, prorocul, și Izabela la prorocie, zice, una care își zice prorociță, dar hai să citim. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 20, dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, ca să se dedea la curvie, să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Așa și cu Balaam, Apocalipsa 2:14 și pergamiții, unii din Pergam, au luat învățătura aceasta. Și ce-a zis Balaam? Poporul acesta, maestate Balac, este binecuvântat de Dumnezeu, noi nu putem schimba nimic, nu putem întoarce, răsturna binecuvântarea lui Dumnezeu. El ce a spus împlinește, ce a făgăduit va face. Dar ar mai fi o variantă, că unii slăvesc pe oameni pentru câștig. Spune Pavel. Știți că la un moment dat, încep cu finalul, după aceea vă zic ce a făcut Balaam, nu? Știți ce a zis Balac către Balaam? Fugi, du-te acasă, am vrut să-ți dau cinste, dar Domnul te-a păzit de cinstea asta. Primește orice cinste? Miss nu știu cine, nu? Miss liceu industrial, absolvent tă sau absolvent. Da. Și ce-a zis Balaam? Auzi, nu poți să-i bați, nu poți să-i blestemi, că ce înseamnă blestem? Să vină duhurile împotriva lor, nu? Nu, dar poți să-i faci să-i determini să se bată singuri. Își vor face rău singuri și o să-i bată chiar Dumnezeu. Că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu gelos. Putem noi să-L întărâtăm la mânie, a spus Pavel, suntem noi mai tari decât El, este un Dumnezeu gelos. Dar auzi, dă o masă așa acolo, dă o masă și Aron prima dată a zis, mă, face numai un suport, că în istorie spune că vițelul ăla era un suport pentru Dumnezeu. Dar după aceea a devenit Dumnezeu însuși, vițelul. Iată, Israel e Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Dar te poate duce în Canaan. I-o scos din Canaan. Din țara Egiptului nu i-o scos Dumnezeul ăla, dar din
Din Canaan i-o scos. Dă o masă numai așa și determină-i să amestece lucrurile acolo, să mănânce din lucrurile jertfite idolilor, să se dedea la curvie spirituală în primul rând. Și ce spune Iacov, capitolul 4, versetul 7? Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Slujirea duplicitară. Am fost la o conferință și am fost cu unul din diaconii din biserica noastră. Când să mergem la masă, diaconul s-a dus și mi-a ținut loc la masă. Și când am intrat, zic, nu stăm acolo, zic că stăm acolo. Zice, dar de ce? Zic, așa am îndemn. Bine. S-a ridicat, a venit cu mine și ne-am așezat la masă lângă doi frați, o mai veni încă doi frați. O zis, frate, uite, noi suntem din comitet, de la biserica, așa, și am avut o discuție între noi aici, că un frate din comitet are nuntă la fată în lume. Și ne-a invitat și pe noi. Noi, părerile împărțite. Unul a zis să nu mergem deloc, altul a zis că să mergem, să stăm numai la aperitiv. Zic, aoleu, ați ajuns departe. Dar diavolul, știi cum vrea? Treptat, treptat. Și să te determine să-L mâni pe Dumnezeu. Și după aceea o să-și da, oră, de la ce seringile astea? De la ce mi se trage? De la prăjitura aia. Și zic, să nu mergeți că-i bai mare. Zic, n-aveți ce căuta acolo. Zic, uite, hai să vă zic ceva. Un frate al meu s-a căsătorit și s-a căsătorit în lume, cu o fată din lume. Ea n-are nicio rudenie la pocăință și ne-a invitat. M-am dus cu soția la starea civilă, le-am dat plicul, le-am dat flori, i-am felicitat și am plecat. Și ce să vă zic, ca să fiu sigur că nu mă ard cu zama, am suflat și în iaurt și prăjiturile ce mi le-au trimis le-am aruncat. Dar ce să fac acum, na? E mai sigur dacă le arunc. După, nu știu cât, 6 luni să zic, ea, acolo în Spania, s-a pocăit. Soția lui, dar s-o pocăi de adevărat. M-a sunat să mă întrebe că merge la stăruință după Duhul Sfânt și cum e pregătirea, că vrea să o boteze Domnul, așa? Și au venit în țară. Na, și s-o dezis de ei, tot ce s-o străcat. Și o zis, na, și păi dacă știu că te pocăiești, după ce ne-ai mai chemat la... Na, știu că mă pocăiesc. Ea mi-a zis mie, hai să stăruim în rugăciune și în post să se întoarcă și soțul. Am stăruit cu post și rugăciune, slavă Domnului, s-o întorc și el. Și mântui și el. Știți ce mi-a zis ea când a venit în țară? Voi n-aveați ce căuta acolo. No. Adică nu stai, nu amesteci lucrurile. Am văzut într-o adunare, un frate era cu căștile în urechi. Și am întrebat frații lucrători, oare ce ascultă fratele și ce vrea? Acum depinde și ce vrea, ce-i place, nu? Bă, poate nu suportă muzica din adunare, el vrea doine sau piano și vrea mai lent, vrea... Pui căști, frate! Și odată am ieșit, am fost la o seară prelungită și ei au zis că e har, dar eu n-am simțit, cred că era fals harul. Și... Oricum, harul nu e în decibeli. Și nu, eu stau mai rău așa cu timpanele și mi-a fost teamă. Că erau saxofonele cu microfon în ele, știi? No, și asta, așa la rece e ok cu microfon, nu știu, nu s-au auzit așa tare. Învățătura e periculoasă și melodia e periculoasă, dar învățătura, chiar prin cântare, și nu vreau să vă dau exemple acum, că la unele trebuie să renunți, la unele cântări trebuie să fii mai atent, și la unele învățături, și la unii oameni, depărtați-vă de cei ce aduc dezbinare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Proverbe 19:27. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te
te depărtează de învățăturile înțelepte. Și Proverbe 13:13, cine ne socotește cuvântul Domnului, se pierde. Și cine nu primește mustrarea, va fi zdrobit dintr-o dată și fără leac. El se tot împotrivește și învățăturii și mustrării. Nu-i vrei să primești mustrarea, dar mustrarea e calea vieții, te ajută. Dacă te mustră cineva, ok. La boxa română m-au așteptat cântăreții la sfârșit și au zis, frate, tu ai și ureche muzicală, mai știi și notele, mai dă-ne și nouă câteva îndemnuri. Păi nu știu, ce să vă zic, să le mai reglați acolo cumva. Să se audă mesajul. Ce să vă mai zic? Să rămâne smerit sub mâna lui Dumnezeu. Că așa-ți vine câteodată. Mă, nu știu, primești o cântare de la Domnul și când vii în față, te scapă cumva gura și zici, cântarea asta am primit-o eu de la Domnul? Nu. No. Spune că a primit-o cineva, cum a zis Pavel, eu cunosc un om care a fost răpit. Să nu mai iei nimic din slava care doar lui Dumnezeu îi aparține. Să nu slujești și lui Dumnezeu și mamona. Să fie pe la priorități, să nu fie deloc, da? Să slujești împărțit. Asta caută diavolul. Elisei nici n-a vrut să iasă la Naaman, dar nu din mândrie, din smerenie n-a vrut să iasă. Păi, dar au venit împăratul, frate, spuneți-mi cum ați fi procedat dumneavoastră, sau eu. Au venit, trimis de împăratul, au venit căpetenia, avea, au avut cu ce veni și la poartă. Poftim. Mă, să zicem că a venit ministrul muncii sau președintele Consiliului Județean, mai jos decât căpetenia Naaman. E la poartă. Ce faci? Păi ce faci când vine primarul în adunare? Să rămână, haideți aici, la amvon. Ce să facă el la amvon? Ce să ne învețe? Sau amestecăm amvonul cu pupitru de la primărie? Înțelegeți? Politicienii. Primarul orașului îi spunea fiului meu, ascultă, Beni, să nu te încrezi în mine, că n-ai voie. Biblia spune să te încrezi numai în Dumnezeu. Dar ascultați-mă, eu nu mă încred nici în mine. Că spune Biblia că inima este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Te duce la rău, zice, cine poate să o cunoască? Păi de aceea în Psalmul 139 se încheie prin cuvintele acestea, ultimele versete. Doamne, cercetează-mi inima, încearcă-mă, vezi dacă sunt pe o cale bună, du-mă pe calea veșniciei, nu cumva să fiu pe la Proverbe 14:12. Multe că îi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte și putem zice ce vrem noi, că-i Domnul prezent, că lucrează, dar rezultate zero. Vindecări nu, botez cu Duhul Sfânt nu, prorocii nu, cuvânt de învățătură amestec. Și zice Petru în 2 Petru 2:1, într-un rost s-au ridicat proroci mincinoși și se vor ridica, 2 Petru 2:1, scuză-mă, și se vor ridica și învățători mincinoși care vor strecura pe furiși, erezii nimicitoare. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Adică oameni care au mers bine, au fost în adevăr, dar au deraiat. Să nu-l primiți, să nu-i spuneți bun venit. Spunea la o conferință un frate lucrător, a zis, înainte de slujbă eram în curtea bisericii, a venit un frate și a zis că eu vas de lucru, m-a trimis Domnul cu un mesaj pentru biserica dumneavoastră. A zis, eu sunt pastorul Gagea de la Călan, îngerul bisericii din Călan, Domnul nu m-a înștiințat de venirea ta, ești liber să pleci unde vrei. Domnul nu face ceva să nu înștiințeze, dar și pe cei ce răspunde lucrare. A fost o lucrare la noi, iată că voi trimite un sol din altă parte, care va da păcatul pe față. Acum oamenii s-așteptau să vezi că vine un proroc și ne ia pe rând așa. Păi Domnul nu vrea să te facă de rușine în adunare? Nu, a venit un învățător. Dar așa le-a zis direct, păcatul e păcat,
Îl o da pe față în adunare. Domnul nu a zis că o să dea persoanele pe față, ci păcatul. Dar tu trebuie să te simți, nu? Trebuie să te cercetezi. Tu trebuie să-ți faci verificarea, nu cumva ai amestecat lumina cu întunericul, adevărul cu minciuna? 2 Cronici 25 cu 2. Amazia, împăratul, a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui și asta l-a dus în deviere. Și mi-amintesc că am predicat aici la dumneavoastră despre căile strâmbe ale împăratului Amazia sau antecedentele căderii. Întinat în gândire, divizat în slujire, neinteresat de rugăciune, mai mult a fost acolo. Da. Cu o inimă care nu era întreaga lui. Biblia vorbește despre inimă împietrită. Nu vă împietriți inimile! Și spune cuvântul să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, scrie în Evrei, ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Aici te aduce la împietrire. Apoi Biblia vorbește despre inimă împărțită. Curățiți-vă, am citit din Iacov 4, inimile, oameni cu inima împărțită. Îți plac știrile? Vezi că te afectează, nu te ajută la nimic. Vezi că o să slăbească puterea. Toată ziua numai știri, știri, știri. M-a întrebat un frate, a zis că, Matale, te uiți pe telefon să vezi ce se întâmplă în lumea asta. Zic, de o lună numai Putin scriu pe telefon și tot dezamăgite-s. Dar scriu cu un scop, să văd dacă se împlinesc niște lucrări. Și în fiecare zi aștept să vă s-o împlinit. Da. Matei 4 cu 10. Domnului să întechini, spunea Mântuitorul, și numai Lui să-i slujești. Numai Lui să-i slujești. Cel rău vrea să slujești împărțit. Să amesteci lucrurile. Să nu fii cu o inimă întreagă a Domnului. Să nu-L iubești pe Domnul din toată inima, cu toată puterea, cu tot cugetul și cu tot sufletul. Nu. Ceva, ceva să lipsească de acolo. Câte un program, câte o vorbă, câte un gest, câte o atitudine. Cu aia o să te bată. Ascultați-mă. Și aceasta e ultima precizare și apoi ne rugăm. Strategia de amăgire din întuneric este aceasta, să lupți nepregătit, să slujești împărțit și apoi să fii oprit, că aici se ajunge. Să o fii oprit din înaintarea ta, înaintarea ta să fie văzută de toți, o zis Pavel. Să se vadă o propășire, frate, are mai multă lumină, are mai multă putere, are mai multă râvnă, are mai multă îndrăzneală, mai multă credință. Îmi spunea un tânăr într-o seară, a fost așa o rugăciune stăruitoare, Domnul a botezat și un tânăr o zis, cred că Domnul mi-a dat darul tămăduirii, dacă vreți să mă luați cu dumneavoastră, să zic, du-te tu singur să te văd. Du-te și spune-mi rezultate. A, păi nu știu că nu cred. A, cum e cu credința? Nu, că nu știu sigur. Nu știu sigur încă. Ascultați-mă, zice împăratul către Ioas. Zice prorocul către împăratul Ioas. Ia arcul și trage săgeți. Și ia Ioas și trage câte? Una, două, fade out. Tremolo, nu? Din ce în ce mai rar, până dacă se poate deloc. Și știți ce-a zis Elisei? Ascultă, eu am mesaj de la Domnul pentru tine. Aici nu trage în săgeți la întâmplare. Aici e o probă de la Domnul, aici vrea să te vadă Domnul. După 3 cântări te lași? Depinde ce bilet găsești în buzunar, depinde. Dacă trăgeai mai multe săgeți astea, săgeți de izbăvire, aveai biruință de plină. Așa o să te coste, Ioas. Așa cu toată reforma asta pe care ai făcut-o tu, cu toată voia Domnului din viața ta, Amazia a făcut ce este bine înaintea Domnului. Dar, dacă nu era acel dar, toate se finalizau cu bine, dar Amazia au fost oprit într-o zi. Domnul
vrea să fim ai Lui. Dedicați pentru o slujire autentică. Consacrați cu pasiune pentru lucrarea Lui. Așa să fie prioritățile aranjate. Că e mai important cerul decât pământul. E mai importantă pacea decât orgoliul tău. E mai importantă lucrarea lui Dumnezeu decât părerile tale. E mai importantă calea îngustă decât toate plăcerile din lumea aceasta, pentru că această cale îngustă are ca sfârșit veșnicia în prezența lui Dumnezeu. Este mai important să asculți de Tatăl, că El îți vrea binele, decât să dai loc șoaptei celui rău care te influențează înspre rău și te duce în eroare. Mai bine ia seama să vezi că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și spune Biblia, tot acolo în Iacov 4, pretenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Dumnezeu nu suportă, adică este o limită. Dacă ești copilot și pilotul îi ateu și vorbești urât, nu te arunci din avion. Dar îi spui ce trebuie să-i spui, te rogi pentru el, îi dai un CD-ul cu Daniela Lăcătușu. Îl chem la adunare. Nu zi bine? Dragii mei, este o limită în care trebuie să ne încadrăm și Duhul Domnului l-a mișcat, l-a folosit pe Samson. Când a trecut peste limită, o ieșit din prezența și de sub puterea lui Dumnezeu. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt zice despre Domnul, dar zice liniștit, adică fără emoții, fără teamă. El va porunci îngerilor săi. Credem în puterea lui Dumnezeu. Dar știți ce spune Petru? Noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin... Uite ce afișe frumoase aveți. Fac și eu o poză cu ele. O să fac un selfie aici cu ele, să duc și la noi la adunare. Poate punem și... Poate când terminați dumneavoastră cu anul, ne-l dați nouă, să începem și noi cu anul de credință. Amvonul nu trebuie să ne-l dați cu totul, numai afișul. Dar dacă v-ați și ruga pentru noi, și noi pentru voi, ca să ne dea Domnul tot mai mult, o măsură mai mare de credință, ca să fim biruitori în numele Lui, prin cuvânt, la acțiunea Duhului Sfânt, prin cuvinte de prorocie, de îndemnare, prin tot ceea ce Domnul pune la dispoziție, dar rugându-ne neîncetat și rămânând supuși în ascultare de Domnul, ca să nu fim opriți, să nu fim opriți de amăgirea celui rău, ca izraeliții care au rămas la graniță. Și ascultați-mă, închei cu ceea ce aș vrea să rămână foarte apăsat. Știți care este cel mai greu nu din Vechiul Testament? Moise nu intră în Canaan și nici poporul. Numai Iosua și Caleb, pentru că ei au urmat în totul calea mea, ei vor intra. Și copiii ăștia pentru care atâta v-ați plâns voi o să luptați și nu o să intrați, și au fost bătuți la intrarea în Canaan și nu au intrat. Și copiii ăștia ai voștri, ei nu o să lupte și o să intre. Nu-i mai tot plângeți că e război, că vine foame, dar de unde e îngrijorarea asta peste noi? Îngrijorarea e opusul credinței, mă gândesc eu. Nu știu, poate face studiu biblic și cu mine despre credința asta, după cât ați citit, nu? Și v-ați rugat. Ascultați-mă! La intrarea în Canaan a fost pusă oprire. Și cel mai greu nu din Vechiul Testament, o zis Domnul, destul Moise, nu mai insista că nu intri. Nici tu, nici poporul. Știți care este cel mai greu nu din Noul Testament? Nu vă cunosc. Doamne, am slujit, am fost în adunare. Enumerații. Amestecul. Voi toți lucrători? Domnul nu i-o contrazis să spună, n-ați scos drace numele meu, n-ați predicat, n-ați...
vorbit în limbi noi, lucrători ai fără de lege. În Iacov 3 spune, poate din aceeași vână a izvorului să curgă și apă dulce și amară? O vreme se poate, numai o să-l supere pe Domnul, încât își ia mâinile de peste tine. Am vrea să rămână prezența lui Dumnezeu peste noi. Să nu ne părăsească cea mai mare făgăduință, părerea mea, pentru viața aceasta, nu vorbesc de veșnicie, este aceasta. Și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșit. Dar să rămânem și noi cu Domnul. Pentru că El o mai zis ceva acolo. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Slavă ție, Doamne! Amin!